2190 de elevi de la liceu ar fi trebuit să înceapă astăzi repetiția pentru examenul de bacalaureat din vară. Nu s-au prezentat decât puțin peste 90% dintre ei, cu toate că, potrivit ghidului simulării pentru examenele naționale, rezultatele obținute la simulări nu sunt afișate și nu sunt făcute publice conform documentului. Cu toate acestea, astăzi s-a și înregistrat primul caz de fraudare. Rezultatele obținute la simulare nu sunt afișate, nu sunt făcute publice, nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați. Din păcate, unii elevi dau cu piciorul șansei de a-și verifica nivelul cunoștințelor și nu s-au prezentat la simulare. Avem de la forma de învățământ zi, în județul Hunedoara, 2190 de elevi înscriși pentru simularea națională, s-au prezentat 1983 și avem un procent de acelor prezenți de 90,54, înregistrând 142 de elevi absenți și totodată avem un elev care a fost eliminat din sala de examen. Cei care nu participă la simulare nu au parte de experiența asta să se familiarizeze cu condițiile de examen și, bineînțeles, era o ocazie prin care să-și testeze și nivelul de cunoștință exact pe modelele de subiect. Am insistat foarte mult în rândul colegilor noștri să le aducă la cunoștință tuturor elevilor, tuturor celor din clasele terminale, cât e de important să se prezinte la aceste simulări. Știți că notele nu se trec în catalog, pot solicita în scris elevii majori sau părinții, în cazul elevilor minori, să fie trecute notele în catalog, dacă doresc acest lucru, și sigur că rezultatele vor fi analizate de către cadrele didactice, la nivelul claselor, în discuțiile cu elevii, cu părinții, și vom ține cont în programul pe care îl vom derula în perioada următoare, până la susținerea examenelor propuse. Calendarul simulării probelor scrise ale examenului național bacalaureat 2023 continuă mâine, 28 martie, cu proba scrisă obligatorie a profilului, în 29 martie din nou probă scrisă, de data aceasta la alegere a profilului și specializării, în 30 martie o nouă probă scrisă la limba și literatura maternă, iar în 6 aprilie vor fi comunicate rezultatele.